Cred că am reușit să mă descurc cu emoțiile destul de bine de data asta. Relativ ok din câte se pare competiția și ne-am descurcat foarte bine. A fost bine. A fost bine și am venit bucuroși. Mai bine decât ne-am propus? Mai rău? Mai cum a fost așa? A fost cum ne-am propus. Puteam și mai bine, puteam și mai rău, așa că e bine că s-a terminat așa. Ultima problemă una mai grea. A fost cam dură, e adevărat. Și a treia a fost foarte grea și a cam departajat, însă am avut o echipă omogenă și asta a contat. A fost ok ca dificultate, numai că, nu știu, cred că a influențat la toți condițiile care erau puțin cam dure, nu știu, în sala respectivă era foarte, foarte frig și cred că ne-a influențat puțin pe toți chestia asta printre altele. Ultima problemă cum a fost? Că am văzut că a fost cea mai grea. Ține puncte sau nu? Cea mai grea din tot concursul, de obicei foarte puțin o rezolvă. Asta cred că spune totul. Bă, nu știu, în ziua a doua și problema a doua din acea zi a fost destul de grea. Am rămas cu destul de puțin timp pentru ultima problemă și n-am reușit să o fac. Ultima problemă așa este aleasă să fie mai grea pentru toată lumea, an de an, și momentan nu avem pe cineva în România care să fie de nivelul de a rezolva problema 6. Toate problemele au fost frumoase, a fost și un pic fric și am fost, nu știu, emoționat, că am cam avut ideea la majoritatea dintre ele. A fost oarecum vina mea, că... Da, a fost un rezultat decent până la urmă. A fost neașteptat faptul că problemele din prima zi au fost destul de ușoare. Și tot neașteptat a fost faptul că acele probleme ușoare nu au fost făcute de oameni din echipe mai mari. Și aparent am mers foarte bine în prima zi și datorită acelei zile ne-am obținut locul 11 pe națiunea noastră. Întotdeauna apar și probleme care sunt neașteptate prin anunț și au fost două care au surprins cam pe toată lumea. Dar pe total? Pe total rezultatul este, eu zic, excelent. Să sperăm că anul viitor o să fim mai sus puțin. Cred că aș fi putut să fac ceva mai bine datorită... De fapt, chiar profesorii cu care am fost mi-au spus că puteam să fac ceva mai bine, tocmai că eu aveam o soluție la o problemă aproape completă, doar că porțiunea aia nu făcea parte din niciun barem pentru problemă. Nici pentru baremul de 4 puncte, nici pentru baremul de 2 puncte, soluția mea nu se încadra nicăieri. Prima țară din Uniunea Europeană, ca să zicem așa. Da. Da. Dacă facem clasamentul așa, corect, așa este. La poate.